toate cărțile care se păstrează aici, ele sunt uscate fără lipsă de mucegai. Pentru că am văzut deja, se vehiculează pe platformele online că cărțile de la Biblioteca Națională se păstrează mucegăite și sunt deteriorate foarte tare. Lucru care nu este adevărat. Cărțile acestea nu pot fi transferate nici în 3 luni de zile în alt spațiu. Întrebarea este, veți merge să activați în subsol? Acolo va fi biblioteca dumneavoastră sau cum se va întâmpla de acum încolo? Dumneavoastră abordați subiectul ca și cum noi deja suntem proprietari pe acel imobil. Nu avem intenția de a perturba activitatea Bibliotecii Naționale. Acum noi foarte clar explicăm că, de fapt, biblioteca acum se mută într-un spațiu adecvat, adică special pentru acest lucru, deci o bibliotecă modernă, cu digitalizare, cu tot. Pe linia istoriei, pe linia timpului, proprietarii mereu s-au schimbat. Nimeni nu este veșnic. Clădirea fostului seminar teologic din Chișinău, care a fost naționalizată în perioada sovietică și în care în prezent se află blocul 2 al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, urmează să fie transmisă cu titlul gratuit, din proprietatea statului în proprietatea Mitropoliei Basarabiei din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fără drept de înstrăinare. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Parlament pe 6 martie de un grup de deputați PAS. Inițiativa a stârnit un val de reacții în societate. Veronica Cosovan este șefa secției Carte Veche și Rară din cadrul Bibliotecii Naționale. Aceasta ne povestește că în blocul 2 al bibliotecii se păstrează cele mai vechi și prețioase cărți, în condiții speciale. Aici se află unul din depozitele de carte veche și rară a Bibliotecii Naționale, unde se păstrează cele mai vechi și cele mai prețioase cărți. Pentru aceste cărți sunt create anumite condiții, deci e vorba dacă simțiți și dumneavoastră însăși temperatura nu depășește 18-20 de grade și umiditatea la fel se păstrează în niște parametri stabiliți tehnici pentru acest tip de carte. E vorba de 55-60% de umiditate. Desigur, acest perimetru, ca și toată aripa, este dotată cu sistem anti-incendiar pe bază de pulbere, un criteriu necesar anume pentru carte veche și rară. Toate cărțile care se păstrează aici, ele sunt uscate fără lipsă de mucegai, pentru că am văzut deja, se vehiculează pe platformele online că cărțile de la Biblioteca Națională se păstrează mucegăite și sunt deteriorate foarte tare, lucru care nu este adevărat. Deci aceste cărți se păstrează în condiții foarte, foarte bune de păstrare. Cea mai veche carte care se păstrează aici este tipărită în anul 1551. E vorba de categoriile lui Aristotel, tipărită la Veneția, în limba greacă veche. Este o carte, iată, destul de bine conservată și păstrată. Tot aici avem și lucrările lui Dimitrie Cantemir, ca de exemplu această carte, Istoria Imperiului Otoman, tipărită la Hamburg în 1745, în limba germană, gotică. Este o carte prin care Dimitrie Cantemir face cunoscută lumii europene Imperiul Otoman. Iată, o vedeți aici. O carte care este ilustrată cu portretele tuturor sultanilor de până la Dimitrie Cantemir. Deci portrete reproduse de pe colecția personală de tablouri a lui Dimitrie Cantemir din palatul său de la Constantinopol, unde dânsul a locuit o perioadă destul de îndelungată. Veronica Cosovan precizează că este inadmisibil ca aceste colecții să fie strămutate. Cărțile acestea nu pot fi transferate nici în 3 luni de zile în alt spațiu.
ca să fie transferat în alt spațiu, trebuie să existe deja un spațiu corespunzător, dotat din punct de vedere tehnic, cu toate caracteristicile speciale. Cartea veche nu o poți pune în cutii de carton și să o transferi cu un camion, pentru că și o simplă vibrație are efect distrugător asupra acestor cărți. Ori noi vrem să le păstrăm și să le avem pentru mai multe generații și să le transmitem și următoarelor care vor fi după noi. Ori ele, prin lege deja, ele ca sub incidență legii privind protejarea patrimoniului cultural mobil. Deci trebuie ca atare, deci, tratate aceste cărți. Am rămas stană de piatră și primul gând, chiar m-am gândit, dar ce facem cu tot patrimoniul ăsta? Care va fi soarta lui de mai departe? La 10 martie, Mitropolia Basarabiei, printr-un comunicat, menționa că Biblioteca Națională va putea folosi în continuare spațiile aflate în prezent la dispoziția ei, iar spațiile nefolosite vor avea un regim distinct și vor fi folosite pentru depozitarea fondului de carte al Mitropoliei Basarabiei. Toate spațiile sunt ocupate aici. Spații libere nu sunt decât la demisol, la subsol, unde se află încăpirile tehnice. Atât. Spații libere în acest edificiu nu există. Spațiile neutilizate sunt doar la subsol. Restul totul este ocupat cu bunurile bibliotecii. Întrebarea este, veți merge să activați în subsol? Acolo va fi biblioteca dumneavoastră sau cum se va întâmpla de acum încolo? La momentul în care se vor analiza toate aceste lucruri, se va decide asupra acestor spații. În momentul de față, nu știu, noi nu avem cunoștință cum se va proceda în momentul acela. Noi acum vorbim pe marginea unei inițiative care a fost propusă. Dumneavoastră abordați subiectul ca și cum noi deja suntem proprietari pe acel imobil. Nu avem intenția de a perturba activitatea Bibliotecii Naționale. Poziția Mitropoliei Basarabiei diferă însă de declarațiile făcute de către deputatul Virgiliu Păslariuc, unul dintre autorii proiectului de lege cu privire la transmiterea blocului 2 al Bibliotecii Naționale către Mitropolia Basarabiei. Acesta susține că pentru patrimoniul Bibliotecii Naționale deja s-a găsit un alt spațiu. Pentru bibliotecă s-a găsit un spațiu care este pentru bibliotecă. Deci, s-a găsit mai de mult, dar acum am mobilizat fonduri și ea deja este în derulare și se caută, adică se finalizează acest proces cu rectificări bugetare. Și unde ar fi asta? Dar acum discutăm că sunt câteva proiecte la minister, da? Uh-huh. Și adică tot se face cu ministerul și ministerul trebuie să dea acord cu adică aviz. Uh-huh. Vă dați seama că fără asta nu se face. Deci nimic nu se întâmplă până nu se adică avem garanții, deci că va trece biblioteca. Și plus la asta, Mitropolia a spus că este gata să aștepte tot timp cât se vor finaliza lucrările. Acum noi foarte clar explicăm că, de fapt, biblioteca acum se mută într-un spațiu adecvat, adică special pentru acest lucru, deci o bibliotecă modernă cu digitalizare, cu tot. Virgiliu Păslariuc a specificat că inițiativa de a transmite blocul 2 al Bibliotecii Naționale către Mitropolia Basarabiei nu reprezintă o retrocedare, ci mai degrabă este un gest de recunoștință către Biserica Ortodoxă Română. Noi nu avem legea retrocedării, fiindcă s-a încercat iarăși în spațiu public să reintroducă ideea că este o retrocedare. Nu este retrocedare. El coincide, da, într-adevăr a fost această clădire în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române în perioada interbelică, dar iarăși nu acesta a fost motiv. A fost un gest de recunoștință pentru Biserica Ortodoxă și pentru ceea ce face Mitropolia Basarabiei. Noi vedem că are o dimensiune foarte puternică, inclusiv socială, da? Au proiecte de sprijin social și de aceea cumva această clădire, da, le-ar ajuta să
Inclusiv ei au declarat, dacă ați observat, să continuă aceste activități și de ce, și plus la asta, iar noi ne asigurăm că, deoarece este vorba de, în primul rând, statul, da, garantează statul român că această clădire va fi păstrată, restaurată și adusă la starea inițială. Deci este foarte important. Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural istoric, reconstituie istoricul acestei clădiri, susținând că în secolul XIX construcția făcea parte din cartierul Mitropoliei Basarabiei și Hotinului. În acest perimetru, care astăzi este clădirea guvernului, sau, da, aici, 1962-64, de fapt a fost cartierul Mitropoliei. Inclusiv toate construcțiile, inclusiv seminarul teologic, care a fost construit la sfârșitul secolului XIX, începutul 20, la 1902, lucrările au fost recepționate de arhitectul orașului Sirotinski, respectiv sub penița arhitectului Ilkașov din Sankt Petersburg a fost ridicată această clădire. Este într-un stil eclectic, în două nivele, pe un demisol, cu elemente din neoclasic și respectiv elemente din arhitectura rusă. Clădirea astăzi aparține doi proprietari are, da? Este o entitate de educație, este Universitatea Tehnică, este aripa din spate a clădirii. Cea din față este gestionată deja de, este blocul 2, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Fondul de Carte Rară, care se păstrează, iată, în acest spațiu. Este un monument de istorie și arhitectură de categorie locală, inclus în registrul municipal al monumentelor. Deci are statut de protecție. Pe linia istoriei, pe linia timpului, proprietarii mereu s-au schimbat. Nimeni nu este veșnic. La câteva zile după ce proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a inițiat o petiție în sprijinul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Până miercuri, 15 martie, petiția a adunat peste 2000 de semnături. Una dintre semnatare este și Aneta Dabija, coordonatoare a Asociației Obștești Salvăm Chișinăul. Noi în petiție avem mai multe argumente, inclusiv și ale bibliotecii. Dar, din punct de vedere a bunului și monumentului istoric, noi credem că, în primul rând, conform legii ocrutării monumentelor, monumentele istorice nu pot fi deetatizate și pornind de la asta, este important să rămână în, ca bun public. În primul rând, pentru că, așa cum spun de mai multe ori, monumentele istorice sunt niște resurse ale noastre. Ca oamenii care locuiesc în Chișinău și oaspeții care vin aici se poate utiliza clădirea. Ori în momentul în care ea trece în proprietatea unei alte entități și în special cu care cel mai probabil va fi un bloc administrativ, practic clădirea, noi nu vom mai avea acces la clădire. Uh-huh. Și asta după mine este un lucru regretabil. Pentru că, în primul rând, asta este unul din principiile politicilor internaționale ale monumentelor istorice. Că noi, ca oameni, ca cetățeni, avem dreptul să utilizăm aceste bunuri. Și mai mult decât atât, în timp, bunurile astea pot deveni locuri foarte atractive. Pot fi incluse din nou în circuitul social, urban, chiar și economic al unui oraș.